Vezi că ai început să te pricepi și la grădinărit. Doamne, că n-am crezut niciodată că o să ajung. Ok, să mă pricep. Creangă, da? Ai adus o crenguță de brate Crăciun și ai ținut-o în apă. Cât a fost Crăciun, să zicem, și după. Aproape o lună a stat în apă. Și după aceea ai băgat-o în pământ și a prins. A prins. Așa. Bun. Cireșul ia cadă în floare, da? Mugurit. O creangă era, deranja acolo gardul, da? Deranja copăcelul, gardul deranja copăcelul. Ok. Și gardul deranja. Ai tăiat creanga și ai băgat-o în pământ. Și a prins. O simți tu că a prins. Și prinde. Ok, acolo ești. Nu mai umble după pomișori, să cumperi, să se vezi, da? Mergi pe stradă și vezi un pom, îi tai o creangă și ce să tești. Bine, nu așa, da? Așa ca idee. Tot, orice bagi în pământ, pământul e atât de fertil. S-a schimbat schimbarea. Așa a fost dintotdeauna, n-ai știut tu. Orice, nici nu trebuie să aibă rădăcină, da? Orice e lemn, bagi și înflorește, înverzește, crește. Acolo ești. Așa. Mențineți ferm viziunea și e un moment al vindecării. Ai văzut?